Bună ziua, dragilor! Ce mai faceți? Vă salută prietenul vostru Georgian din Călăraș. Știți, eu am un om din Oradea. Vreau să-l vizitez vara aceasta. Orașul Oradea este situat în Câmpia de Vest. Pentru a ajunge la Oradea, am un drum lung de parcurs și mai multe alternative de călătorie. Eu voi merge cu mașina împreună cu părinții. Pornind de sectorul estic al Câmpiei Române, vom merge către vest, apoi către nord, trecând prin Podișul Getic, sub Carpați și Carpații Meridionali. După aceea, vom schimba direcția de mers către vest, trecând prin Carpații Occidentali și dealurile de vest, pentru a ajunge în Câmpia de Vest. De acolo, pornim spre nord pentru a ajunge la Oradea, oraș situat pe Valea Crișului Repede. Voi cum puteți ajunge la Oradea? Precizați direcția de deplasare și unitățile de relief pe care trebuie să le traversați pentru a ajunge acolo, plecând din localitatea voastră. Câmpia de Vest este mărginită la vest de granițele cu Ungaria și Serbia, la sud de Carpații Occidentali, la est de Carpații Occidentali, dealurile de vest și Carpații Orientali, iar la nord, pe o porțiune restrânsă de granița cu Ucraina. Analizați harta unităților majore de relief din țara noastră sau harta fizică a României și precizați limitele unității de relief în care se află școala voastră. În Câmpia de Vest se pot distinge atât câmpii înalte, cu înălțimi ce depășesc 100 de metri, cât și câmpii joase, cu înălțimi care nu depășesc 100 de metri față de nivelul mării. Cea mai mare parte a apelor curgătoare care traversează Câmpia de Vest curg pe direcția est-vest și sunt colectate fie de Tisa, care se varsă apoi în Dunăre pe teritoriul Ungariei, fie direct de Dunăre pe teritoriul Serbiei. Printre acestea se numără Someșul, Barcăul, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Bega și Carașul. În Câmpia de Vest, temperaturile medii anuale cresc dinspre nord, aproximativ 9 grade Celsius, spre sud, aproximativ 11 grade Celsius. Principalele ocupații ale locuitorilor din Câmpia de Vest vin din domeniile serviciilor și agriculturii. De altfel, solurile fertile sunt cea mai valoroasă resursă a Câmpiei de Vest. Tot de aici se exploatează și rezervele de petrol. Cele mai mari orașe din Câmpia de Vest sunt Timișoara, Arad, Oradea și Satu Mare. Acum vă propun rezolvarea unei sarcini de lucru. Alcătuiți un text în care să folosiți următorii termeni: Câmpia de Vest, situată, altitudini, unități de relief, ape curgătoare, resurse, activități economice și orașe. Dragilor, atât pentru astăzi, eu vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc sănătate și succes!